Un bărbat în vârstă de 27 de ani din California a fost arestat de poliție fiind acuzat de procuror că a ejaculat de multiple ori în sticlele de apă și în borcanul cu miere al unei colege. Stevens Milan Castro a fost pus sub acuzare de către procurori, aceștia susținând că acesta s-a masturbat în biroul companiei la care lucra din La Palma, iar apoi a ejaculat în borcanul cu miere al victimei în repetate rânduri în perioada la sfârșitul anului trecut. Conform procurorilor, victima ar fi consumat această miere contaminată în această perioadă fără a ști că aceasta conținea sperma acuzatului. În aceeași perioadă, Milan Castro, care a fost coleg cu victima sa încă din 2014, este acuzat că ar fi ejaculat în sticlele cu apă plată ale victimei în două ocazii separate. Conform informațiilor oferite de autorități, victima ar fi observat apa tulbure din sticlă și nu ar fi consumat-o. Procurorii susțin că atunci când au observat pentru a doua oară apa tulbure din sticlă, s-ar fi plâns șefilor care au montat o cameră de supraveghere în biroul acesteia. Acuzatul ar fi fost surprins de către aceste camere, mânjindu-i tastatura și mouse-ul victimei. Acesta riscă acum o pedeapsă cu închisoarea de până la 2 ani și jumătate, sub acuzații de ultraj și vandalism, la care se adaugă circumstanțe agravante, dat fiind faptul că aceste infracțiuni au fost comise pentru gratificarea sexuală. Procurorul general al districtului californian a afirmat că a luat în considerare toate infracțiunile posibile în acest caz, tot ceea ce ar fi putut fi inclus în categoria infracțiunilor de agresiune sexuală, viol. Singurele acuzații pe care le-am putut aduce, din păcate, sunt cele de infracțiuni minore, a declarat acesta.